Bună ziua, guten morgen. Sunt Peti Supernana și mă aflu astăzi în casa familion în Nătărescu, unde voi supraveghează copiii tineri și voi încerca să le modific comportamentul. Dar să vedem cum stăpânesc situația Matilda Casnică și Maricel Strungar. Tati, tati! Da, Goie, ce vrei, puișor? Vreau să-mi ieși mie un bloc cu mare băiatul domnul Scase. Vreau să-mi ieși mie o limuzină de aia cu mare băiatul domnului Herbenciuc. Și vreau și eu 20 de milioane de dolari cu mare băiatul domnul Corleone. Puișor, noi nu avem bani, tati, muncește, nu fură. Vreau bloc, vreau mașină și vreau bani. Vreau bloc, mașină și vreau bani. Nenorocitule, de ce e cu gălăgia asta? Maricel, de ce urlă pramantia asta? Și tu de ce stai aici degeaba? Ia du-te la bucătărie și spală vasele alea. Da, mă, micule, acum mă duc. Niciun da, mă, micule. După aia bați covoarele, speli rufele, faci piața. Hai, hai mai repede. Mama a scăpat situaționă din mână, iar tata nu se impune deloc. Iată că apare și sora de 17 ani a domnului Coe. Mai e borutura mică, nu mai urla atât de tare, pentru că nu mă aud cu prietenul meu la telefon. Scârbă ce ești! Prosto și vaco, prosto și vaco, prosto! Mănico, puișor, ia să-i spui tu lui domnul al tău, prietenul tău, columbeanu, că ni s-a stricat mașina aia de spălat și vreau una nouă cu 160 de programe. Bine, mami. Alo? Virine, dragă, mama spune că vreau o mașină de spălat. Nu, eu rămân tot cu parșelul ăla de acum două zile, da. Boșorogu, boșorogu! M-ai stricat, puișor? Ia terminați cu prostiile astea! Maricel, ți-am zis să bați covoarele, că nu mai resist în casa asta de nebun! Liniște, liniște, mă, că vorbește Supernana! Iată ce trebuie să faceți de acum încolo. Tu, Matilda, nu-i mai dai nasul lui domnul Goe și o suprafechezi mai bine pe fica ta, Monica, să nu ajungă cumva pe mâna pedofilă. Pe urmă, tu, Maricel, trebuie să fii mai autoritar, overstrum afiune. Da, doamnă, să fiu strum verșură. Ce da, doamnă, dai din gure. Dacă respectați toate acestea, veți vedea că tracii foștri copii kinder se vor schimba. Guten Scheiße, cum spunea Angela Merkel. Ia spuneți, Matilda și Maricel, așa e că nu mai este nimic ca înainte? Maricel, poți să vorbesc? Da, Matilda, dar repede că e meci și după aia du-te, marș și adu-mi o bere. Sigur, hai, repede. Tati. Doamna Supernana, totul e perfect. Copiii sunt foarte cuminți, nici nu-i mai recunosc. Așa e, hai, veni cu berea aia, mișcă-te. Dar, intrate făr, și copiii kinder sunt mai cuminți. Mami, eu am fost la școală. Așa? Și deși e grevă, am stat singură în clasă și am învățat 6 ore la matematică. Te rog eu să mă pedepsești și să nu mai lași afară ca să pot învăța pentru bacalaureat. Da, eu mi-am făcut temele până în anul 2008 și nu mă mai uit la televizor și vă rog mult de tot, nu mai cheltuiți banii pe boboare că strică tinții. Feteți, Supernana rezolvă situația. Copiii sunt cu totul alții. De fapt, chiar sunt alții copii după mine. Hai, învățăm un cântecel. Dike Duncan, zi-n frai, fer cantie. Hai, mă, repede, lăsați-mă să văd. Fliegen, orbai, dimetri, șeșa, fer cantie. Aranjați-vă că începem. Tăși. Salut Ștefan, salut Petre. 2, 2, 5. Petre! Salut Chelu. Ombladoane. Nume. Paraziții. Freaca. Ombladon. Prenume. Ion. Chelu. Freaca la disc. Porecle. N-am, Ombladon. Freaca. Tot Chelu. Ce este playback-ul? Plângeam când îi vedeam împreună. Plângeam când îi vedeam cu secură în mână. Cam așa. Spuneți-ne un club unde nu se face playback. Fire Club. Belu. Cea mai bună emisiune TV. Dacă zice Cârcotaș, ar fi căcat. Cârcotaș. Starea vremii. Piața satului. Ce melodii v-a interzis, ce ne-au? La toate au avut de comentat câte ceva, nu neapărat le-au interzis. Nenumărate, de fapt. Ce n-au interzis? Ce este politica? Politica mă mare căcat. Tai că mi zicea că e curvă, da? O, scroafă homosexuală. De ce nu cântați la radio? N-aveți bani sau sunteți pe agrei? Păi nu știu, prea-i vorba de greutate. Stă RATB-ul ăla care ne... Așa. Ne evită lumea, că avem și texte, numai mărăituri. Caracterizați-i scurt pe următorii. Nicolae Ceaușescu. Iliescu. Un șmecher care a trecut în neființă. Horia Moacă Moculescu. De ce dat? Ce e asta? Marius Moga. Ce vași, prietene? Un mare compozitor.
E încă în viață? Nicolae, vodka răiu. Bem ceva? Dați-i paharul, unde-i paharul? Nu știu, a stat ascuns câțiva ani. Traian Băsescu. Mi-am deschis frizeria. E și asta un comentariu? Crocodil bătrân. Și Mitică Dragomir. N-am auzit. Cei centimetru în gură? E replică de-a lui. Nu știu, să mor, nu știu. Ion Ilescu sau Adrian Năstase? Fetele nu-mi plac. De ce să aleg? Iris sau holograf? Am iar fete. Iris. Holograf. Coasta de est sau coasta de vest? Coasta de est. Coasta lui Adam. Eminem sau 50 Cent? Eminem. B.U.G. Mafia sau La Familia? Și B.U.G. și La Familia. Sunt vechi, bătrâni. Niciun. Ca. Comparații cu un animal pe Andreea Bănică. Maimuțe. Babuin. Maimuță. Un animal murdar. Sconks. Anda Adam. Tot maimuță, dar model nu știu de care. Un babuin, dar mai drăguț un pic, cu silicone. Pavian. Costioniță. Bou. Să nu-l jignesc, nu? Cap de vacă. Bo. Fuego. E o vacă. Mai, că e mai tandru, așa, nu știu. Un hipopotam uscat. Nu știu, găină. Pepe. Trebuie să fie un animal negru, nu? Un semitaur. Viezure, viezure. Adi Minune. Micul Muc. Chiar nu vreau să mă gândesc la el. Andreea Bălan. Nu știu, toate mea, nu știu, maimuțe sunt toți. Delfin. Omidă. Cultură generală. Când a fost războiul de independență? Independența cui? 77. Da. Cum se numește patronul revistei Hustler? Da, Larry Flint. Știu, da. Mesaj pentru bebelușe. Da, na, 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 na. Împărțim același chec. Mare grijă la varice. Mesaj pentru cârcotaș. Bă, sănătate maximă, fericire exagerată. La mine ești de față. Bă, nu știu, țineți-o tot așa, sunteți foarte tari și sincer, fără supărare, cuid, îmi place mai mult găinuși. Respect. Pe lângă trupele de ciupercă apărute după ploaie cu poponețele pe scenă, pe care până și Dobro le-a copiat, avem băieții cu pretenții, de exemplu Morandi, cărora le sare discul. Dă-i play, maestre, că se plictisesc paparudele. Vin apoi niște fete zglobiși, rele, rău de tot, care se desfășoară și când să fie ele afurisite, ce face? Eu te mă să critică și dă nas. Vai, mă, fetelor, ce rele sunteți, nu păpați tot, de-aia sunteți rele. Și apropo de împiedicat, nici Pepe nu scapă de situația jenantă, el făcând cunoștință cu Podeaua, să-i revină năsucul la normal, că prea era plecat în ceruri. Cel mai tare, atât la playback, cât și la momentul penibil, a fost mult așteptatul Pampirap Denzel ăla. După atâta Pampirap, scena a cedat și organizatorii s-au făcut de cacao. Hop, 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 hop! Cu chiu cu vai l-au extras de acolo pe amărât. Asta e pedeapsa pentru playback, necusorule. Și la final constatăm că premiul pentru non-popularitate trebuia să ajungă la Pepe. Că la ce huiduiel a durat alături de Cherida, numai el știe. Pepe! Pepe! Bine, Pepe! Să-mi dai puterea de a mai iubi din nou, de cângerul iubirii mele. Măi, Sofie, vă mulțumesc din suflet. Ce zice, coincidență că m-a ales mine? Ce coincidență, vreau Bună ziua, adică seara, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Zmeurovision, la selecția națională pentru finala din Ucraina, de la Moscova. La Moscova, de la Kiev, dragă. N-am Kiev, e formația UPS acelea. Să intre UPS! Noi, trei, și... Bum, 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 cu mine, și cu mine, bum, bum! Dragă, nu era așa, dragă! Lasă-mă, dragă, că ne-ai încurcat pe toatele! Atenție la refren, doi, da, trei, și... Bum, 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 fac cu mine, fac cu mine, bum, 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 bum! Vă mulțumim, vă iubim pe tot! Lasă, dragă, că o să ne dea Adi Despot 11 puncte, pentru că el e coleg cu noi la pro. Urmează cântăreața următoare... Loredana Ingroza. Le 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 le, mă doare spatele, le 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 le, parcă și amigdalele, le 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 le, băieții și fetele, le 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 le, ascultă vioarele, le 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 le,
Mulțumim, Loredana Ingroza. Urmează juriul să decidă notele. Să decidă notele. Marele compozitor, specialist și ochelarist, Horia Moculozaurul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult. Apreciez faptul că telespectatorii s-au chinuit într-un număr atât de mare să dea telefon. Oricum, votul lor nu prea contează. Să mergem mai departe și să desfac plicul. Aoleu, ăsta nu este plicul dumneavoastră, lăsați-l. Așa e, plicul meu este în buzunar, aveți dreptate aici. Să știți că mie mi-a plăcut foarte mult coafirea muzicală a Loredanei, de pentru care îi dau 12 puncte. Și a cântat, să știți, într-o engleză impecabilă. Era românește. Domnișoara, că vă văd amândouă, domnișoare. Deci nu era era, să știți, limba engleză. Da, le, articolul le care vine din limba engleză. Le chanson, le qu'est-ce que c'est, le mernoare, astea. Deci este limba engleză. Deci le este cea mai bună. Mulțumesc, mulțumesc. E limba franceză. În fine, iată punctajul. Luminița, Sparanghel și Sistem câștigă. Doamnelor și domnilor, câștigă. Dați-mi voie, eu am refăcut, acum am refăcut punctajul și mie mi-a ieșit aici că Loredana câștigă. Deși dacă stau să mă gândesc, vă rog frumos, vă rog frumos, deși dacă stau să număr punctajul, să știți că este puțin, foarte puțin. Da, deci Loredana, pregătește-te mai bine data viitoare. Mulțumesc. 99 s-a plecat de la 1 euro egal 1,17 dolari, deci 117 cenți. Asta însemna că un exportator din Germania, să spunem, plecăm cu un obiect, ca un ciorap clasic, simplu, din bumbac, care, pe care lua un dolar. Venea cu el și îl vindea pe 117 euro. Euro. Scuzați, 117. Am greșit. Deci euro a plecat de la o poziție dezavantajoasă pentru exportatori. 0,82 parcă. Da. Mai puțin. 0,90. Deci 90 de cenți. Ei bine, însemna că exporta ciorapul din Germania în America, lua acolo 90 de cenți și venea înapoi și nu e așa, scuzați-vă, euro s-a depreciat încet până în 2000, în 2000 când a ajuns cam la 1-1 și pe urmă a continuat deprecierea euro. Nu, deprecierea dolarului. Deprecierea dolarului. Da. Am greșit a doua oară. Da, nicio problemă. Domnul Vadim, dumneavoastră, ce părere aveți despre Crăcotaș? Este imbecil. Mi-a venit și mie acum și fac niște imbecil, niște circari de două parale. Doamnelor și domnilor, stimați pacienți! Diaconescu, cu tine vorbești. Nu te poți concentra, nu poți să faci două lucruri deodată. Poporul român vrea televiziune. Le vom da televiziune. Foaie verde și o alună. Zice lumea că se bună. Ca la balamut. Iată cum plănuiește tribunul să arate viitoarea Neurovadim TV. Ce medicament mai lăsați? Alte tablete. Dimineața, trezirea la curent alternativ. Ca la balamut. Emisiune de medicină. Testicolele mă ajută mai puțin la sex. Despre problemele tribunului. Ce-am? Pot să scriu o sole mio. Testicolele mă ajută mai puțin la sex. O voce foarte puternică ce izvorăște din vitrele mele, din adâncul ființei mele. Scotea sunete înfiorătoare împotriva dușmanilor care îi paraliza pe ăștia. Cântec și voie bună cu Vadim! Ce se întâmplă? Doctor!
Bă, nu se mă rușine. M-ai luat în spital, mă. Eram muribund. Aveam... Eram bandajat, eram batijonat, de nu mai pot vorbi. Pot să scris o sole mio, a sole tio. Eu sunt lupul, agentul sanitar al pădurilor. Deci eu sunt lup. Film artistic. Zbor deasupra unui sediu PRM. La Balamu. Când medicam mai luat asta? Alte tablete. Tablete secrete. Tablete de inteligență. Încheierea programului. Același imn cu probleme. Testiculele. Diaconescu, cu tine vorbești. Nu te poți concentra. Bună seara, doamnelor și domnilor. Sunt Dan Senzaționescu, în direct, înregistrat și în reluare. Și nici nu știți ce pierdeți dacă nu vă uitați la Zero TV. Vedeți că a rămas cineva blocat, îl face gălăgie pe palier. Îl avem invitat în această seară pe domnul Vaccin, aici, partea mea stângă. Și avem o dezvăluire senzațională numai la Zero TV, în direct vă ascult. Legionarii, hitleriștii, mațe fripte, coate goale, evrei, negri, homosexuali, medicamente, război atomic, România mare, tancurile călcând cadavrele comuniste, piața Tenaimen, Nicolae Ceaușescu, foametea! Despre ce vreți să vorbesc, domnule senzațional? Incredibil, dezvăluire în premieră internațională și locală numai la Zero TV. Mafia alegerilor confiscate și fraudate de partidele celelalte, care învormie răul și nemernicia huliganilor care atentează la medicamentele compensate și drama României tricolore, domnule, asta e, trăiască! Extraordinar, domnule și domnilor, iată-l și pe celălalt invitat, fostul general de securitate Dodoloață, care ne va dezvălui câteva dintre secretele conspirației internaționale. Urmăriți-ne, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. Să închide cineva ușa de la intrare, că miroase urât de la ghenă. Vă ascultăm, domnule Dodoloață. Domnilor și tovarăși, mie mi s-a făcut o mare nedreptate. Deci, sunt convins, dar acum să-i dăm cuvântul domnului Vaccin în continuare pentru a ne completa cele spuse până acum de generalul de securitate, în mod excepțional numai la Zero TV. Ascult. Moștrii guvernărilor anterioare și mafia corupției, domnule, au stup sângele țărișoarei noastre. Medicamente, haidamaci, nenorociți, ucigași. Vreți să vi arăt în ordine alfabetică? Dați-mi voi, deci dacă și eu am plătit, deci trebuie să vorbesc. Mie mi s-a făcut o mare nedreptate, una imensă, aș putea o clipă, spune. O clipă, o mare nedreptate, iată, se întâmplă numai la Zero TV, în direct, sunt Dan Senzaționescu, acum am primit și o amendă. Și mie, la fel, mi s-a făcut o mare nedreptate. Uitați cât de mare e nedreptatea. Deci să încep cu trecerea mea în revistă, în anul 1994, a fost trecerea... Stați, conspirația prelorii puterii. Dați-mi voie, domnule, corupția gigantică și mai ales cercurile străine și iredentiste care vor să le spulbere România, domnule, sunt vină, domnule, eu n-am terminat. Deci, atunci, mareșalul... Nu mai vă băgați, domnule, nu vă mai băgați, domnule, medicamente și mafia trădătorilor de neam și de țară, domnule, asta e, domnule. Dar și eu am dat bani și vreau să dezvălui pe banii mei, domnule, se poate așa ceva? Stați un moment. Să-i nervează, domnule. Dar mă enervez. Oroare, domnilor, apocalipsa corupției și a trădării. Zice lumea că-s nebună, zigzag. Când am intrat în rezervă, am descoperit ceva. Domnule, stați puțin, haideți să încheiați emisiunea că vă tai curentul. Păi e posibil, domnule, după 3 luni de zile să nu plătiți curentul și am văzut că aveți datorii și la întreținere. Să vă fie rușine! Gata! Deci, după ce am trecut în rezervă, am descoperit ceva, domnule. Ce ați descoperit, domnul? Sunt profet, adică un fel de mesia. Vreau să vă dezvălui acum că vom rămâne pe întuneric. Alo. Eu aduc patru aici care te-a dat șpagă. Eu te aduc. Domnule, spune-ți și mie. Uite aici, te aduc. Cât să cer la proces, domnule? Și știi cât ai luat? 2 milioane și jumătate. De la 1000 la 5000 ai luat. Da. Eu te aduc patru aici. A zis 4 martie, da? Da, eu zic că ți-a dat, așa mi-a zis mie. Domnul Becari, da. Acum puteți cum să vă zic, să vă dați peste cap, așa. Vom fi două părți într-un proces. Bravo, și vă plăti niște bani. Și știi unde sunt? Și în America, îți dau și numele lor, tot, cetățeni americani, tot. Așa mi-a spus, cartierul, o fi altul. Pregătiți-vă avocații. Băi, bă, cap, ce avocații ai tu? Nu, eu nu trebuie avocați. Nu merg singur în tribunal și câștig procesul ăsta. Bă, săracule, vezi de treaba ta. Vezi de treaba ta, băiatule. Bă, nu rămâi sărac așa cum uite ești. Uite asta e atmosfera care cred eu că e negativ. Eu încerc să am un dialog cu el, dacă ia băia așa,
Domnule. Te faci sărac. Domnule, ești sărac. Rolsu, domnule, ești sărac. Și ești un sărac și ești nespălat. Așa. Că miroși. Am văzut că miroși. Asta nu mai pot să-mi spun. Așa. No, dar asta surâtă. Eu am Kevin Klein și tu ai miros de transpirație. Așa. Spune, domnule, auziți, nu... Ăsta e, dacă vrei să ne rămân, nu te iei cu mine, cartianule, că nu-i creșează chiar dacă scrii pe prima pagină. Știi ce ești tu? Știi ce ești tu? Ultima creație de jurnalist. Sunt rezistent la mână, auziți-o, domnule. Dă-mă-i... Ne vedem în judecată. Dar să te speli înainte să vii la judecată. Nu te spune, dacă te mai răfor cu mirosul ăsta, iar de gândire aici, îți dau cuvântul meu că nu fac la judecată. Domnule Becali, vă rog frumos. Păi ce să-i fac, doar că miroase? Domnule, vă spun eu, vine cu o cămașină schimbată de 3 zile. Ce să-i fac? A fost făcut un colaj cu Gigi. Gigi cu Giovanni. Bă, puți, tu, puți, n-au zis că puți. A fost odată ca niciodată un rege. Marele urs. Nemfricatul filozof. De 2 lei. Gigi. Eu sunt metamori. De... Am o dilemă. Metaforii. Eu sunt metaforii. Și dușmanul său de moarte. Și ești nespălat? Da. Că miroși. Am văzut că miroși. Asta nu mai pot să spun. Giovanni, mare bișni impresar. Tu, șmenar, ai bani în buzunar. Te cunosc, asta ești un bișnițar. Pe la 1000 la 5000. Ascund o date ce păcile să după necăzilele. Simțind că dușmanul se apropie de stână, castel. Că de atâția dușmani care am, mai îmi spune lumea: băi, Gigi, bă, ferește-vă că ăștia sunt mulți și cu tare, și cu tare, și cu tare. Gigi își încordă mușchii și-și arătă puțin sabia și sudoarea sa la populație. Mai îmi spune lumea: că miroși. Băi, Gigi, bă, că miroși. Am văzut că miroși. Asta nu mai pot să-mi spune. Miros de transpirație. Apoi, încălecând pe cal, purcese la talk show gata să se ia în luptă cu verișorul. Marele urs. Și ești nespălat? Care dă câte o labă, așa e. Să te speli înainte. Care dă câte o labă, așa e. Să te speli înainte. Resimțind din plin puternicul miros de urdă. Miroși, am văzut că miroși. Emanat de arma chimică a lui Gigi. Băi, Gigi, bă. Miroși, am văzut că miroși. Ce simțim noi aici, ce miros să ne trece pe la nări, nu este bălegarul pe care îl folosesc în agricultură. Sunt pârțurile cailor de tracțiune care ne duc la castelul regelui nebun. Giovanni, năucit de cap, începu să debiteze aberații. Ia dați faza înapoi, mă, fraților. Sunt pârțurile cailor de tracțiune care ne duc la castelul regelui nebun. Eu am văzut ăsta, filmul cu Atila. Și am murit otrăvit o femeie. Apoi își mai reveni. Am luat un frigider la mine la birou, cu lacăr. Și într-o clipă de neatenție, introduse în frigiderul lui Gigi arma biologică. Băi, Gigi, bă, ferește-vă că ăștia sunt mulți și cu tare, și cu tare, și cu tare. Ți-ai făcut dușman periculos și te omoară ăștia. Mă dă la televizor și vine să mă omor. Și așa eu azi, bă, nu vreau să mor, o trăiesc. Se dă recompensă mare celui ce o să mă omoare. Când le văd că moare otrăvit, lume, parcă moare ca un fraier așa și eu azi, bă, nu vreau să mor, o trăiesc. Gigi prinse mișcarea, sună secretara. I-am sunat secretara, numai tu de acum cumpere alimentele. Și ferecă pe dat frigiderul cu 7 lacăte. Nu mai îmi dă nimeni mâncare, numai tu, că nu vreau să mor ca un fraier. Miroși, am văzut că miroși, asta nu mai pot să-ți spun mie. Miros de transpirație. Niște ruine, să spun așa, care... Sunt 1000 de ani și pentru mine e o onoare să trec pe acolo și mai mi s-a spus că aici stăteau barosanii, aici sus, unde am ajuns noi, iar la poalele, la Acropoli, stăteau ceilalți. Erau cântăreții din Atena, da? Care pe timpul ăla probabil că nu era stație sau nu era ceva de... nu se audă foarte tare. Și a fost construită, părerea mea, această... să zic, la mea ar fi o grădină de vară. Adi, ne auzi? Da, Andreea, sunt în direct. Da, spune-ne, Adi, cum e în Grecia? Tot poporul trebuie să știe cum își petrece vacanța stăpânul manelelor. Da, ce spun eu, stăpânul? Chiar împăratul, zeul sau chiar bulibașia manelelor? Andreea, am urcat pe muntele ăla, cum zicea fă? Acropole. Băi, ești prost. Păi la cât am mai șandramau, cum să-i zică Acropole? Am urcat, Andreea, pe Acropole. Adi, știi ce reprezintă Acropole?
Sigur că da, Andreea, acela stătea baștanii pe vremuri aia care avea bani și jos la poalele la munte stătea cu calaria târnător care n-avea când era ei Imperiu, Nevul Mediu sau când era ei acolo. De altfel am compus și un cântec special pentru chestia asta, nu? Iată, Grecia! Bă, să moară dușmanii la greci, că este așa berbeci, ei n-are paralele, să-și face macropole. Ce program de vizitare ai în continuare, Adi? Am vrea să știm. A treia, mergem să vizităm un muzeu de oale și după aia mergem la o grădină de vară fără amplificare. E amfiteatru, Borosone. Bă, dar ești prost rău. Amfiteatru, am fi operă dacă n-am fi maneliști. Mulțumesc că a fost Adi Deviato din Atena. Dăm legătura la studio în Buftea, unde Teo are un invitat special. Teo? Bună, Andreea! După cum v-am obișnuit deja în minunata emisiune, avem câțiva invitați, oameni de cultură. Astăzi, Guță de Maimuță, bine ai venit, maestre! Bună ziua, Vulcava și emisiunea voastră! Azi o să vă prezint cum mă împac eu în direct cu alasa sentimentelor mele sentimentale. De altfel, sunt înregistrat la Doctor Andrei la Antena 1. Și o să vă cânt ultimul meu hit. Să moară dușmanii mei care cânt acu' de ei, sau rina să mă iubească dacă nu bube să-i crească. Și să nu uiți să-i mulțumesc lui Teo, care ne invită de fiecare dată să ne face reclamă în emisiunea ei. De fapt, nu eu, ci Nicoleta mă tot roagă și mă roagă să vă invit în emisiune. Nu-i așa, Nicoleta? Nicoleta, zi ceva. Zi ceva, nu mai da din cap, zi. Ce să zic? Nu uitați, suntem la televiziunea dumneavoastră echidistantă și cea mai bine informată, Romanele TV. Andreea, dacă îmi dați voie, tocmai m-a izbit inspirația aici și toți mă termină. Și am compus un cântec frumos, haide, e original al meu. Hai mă, bagă. Sunt cei mai tari din țară, cu muzica din afară. Ca să aibă nunțul gras, trebuie să cânti cu muci în nas. Apar n-ai tu, țiganul prăduiește melodia și pe fraierește-mi păcălește șmecheria. Manele-s peste tot, dar zău nu pot să mai suport. Pur, asta-i șmecheria. A fur, a gata melodia. E maneaua cea șucară, lălăială ordinară. Apar n-ai tu, țiganul prăduiește melodia și pe fraierește-mi păcălește șmecheria. Manele-s peste tot, dar zău nu pot să mai suport. Apar însă semnale îngrijorătoare. Președintele Norvegiei a declarat în urmă câteva ore, nu știu dacă ați văzut știrea, că dacă România și Bulgaria vor intra în Uniunea Europeană, va declanșa procedurile pentru organizarea unui referendum prin care cetățenii norvegieni se decide dacă mai vor ca țara lor să fie membră a Uniunii Europene. În aceste condiții, spuneți că faceți politică. Exercițiu de sinceritate. Cum este pentru dumneavoastră, consilierul prezidențial Elena Udrea, de la Cancelaria Prezidențială, această știință? Nu mă îngrijorează. Am trecut de o lună și ceva înainte de avizul conform care s-a dat în 13 aprilie, atât pentru țara noastră cât și pentru Bulgaria, în Parlamentul European. Au tot fost discuții, atât în PPE, un Partid Popular European, reprezentanți din Germania. Chiar dacă vorbim de președintele Norvegiei, chiar dacă vorbim de... Nu vă îngrijorați. Eu v-aș sugera să vedeți cu ce procentaj s-a votat avizul conform privind aderarea României în Europeană. Prețul de spiritate, știți? Sigur că vă așteptați. Nu știu că azi, de obicei, subiectele politice externe, cel mai bine să discutați cu domnul Pleș. Ce scrie acolo? Citiți cu voce tare. Da, mă rog. Știrea este falsă. În Norvegia nu are președinte, s-a răspuns de DGH, așa face parte din UE. Recunosc, da. Primiți M-am gândit strict la
întregarea României. Vedeți, riscurile, deci Norvegia nu face parte din Uniunea Europeană, iar țara nu are președinte. Eu sunt blondă, vezi și tu. Iată cele mai dificile 4 întrebări și singurele de altfel ale testului de angajare. Cât costă un dermatograf? Dintr-o privire m-a fermecat. Cât rezistă acțiunea unei vopsele de păr? M-a zăpăcit, se mișcă în fața mea. Domnișoară, Bucureștiul este oraș? Da. Foarte bine, bravo. Dacă da, recunoașteți acest lucru? Recunosc, da. Bravo, domnișoară, ești angajată. Știrea este falsă. În Norvegia nu are președinte, s-a răspunsul de LGH, așa face parte din UE. Eu sunt blondă, vezi și tu. Completați dumneavoastră factura aceasta fiscală și ziceți așa că la totalul de plată, uitați, să zicem că îmi vindeți mie telefonul ăsta, da? Da. Domnul Bodu mi-a vândut, i-a vândut Turcescu telefonul. Cu, haideți să punem o sumă rotundă, că am făcut un calcul. Da, deci denumirea produsului telefon, da? Telefon, bun, denumirea produsului. Bun, bine. A costat, puneți aici cu tot, cu TVA, a costat 50.000 de lei, noi. Punem așa, o sumă, da? Calculați, vă rog frumos, cât avem aici valoarea TVA și cât este valoarea. 19%. Păi ia vedeți, 50.000, deci 50.000. Aici... Aici aveți 50.000, da? Valoare în care este inclus și TVA-ul. Da? Așa. Ia încercăm să vedem. 45. Nu, ia vedeți. Poate, ia, încercăm să vedem. 50.000. Păi nu, vezi că n-ați bătut 50.000, cred. A, ba da, ați bătut 50.000. 0,09 stați că poate nu vă aveți lumină, uite, ca să vadă și camera de la gândire. Ia vedeți așa. Deci, vedeți așa, deci 50.000 a costat cu tot. Da? Eu am calculat aici, l-am făcut dinainte ca să nu ne încurcă. Da? Cum determinați cât este TVA-ul? Deci văd cât este TVA-ul din valoarea asta, îl scad. Ia vedeți, cât e TVA-ul din valoarea respectivă. Că eu am calculat aici. 50.000. Ia vedeți, 50.000, deci am zis că am dat cu el cu totul. Nu, stați că nu e bine, vedeți, aveți grijă. Nu, cât e prețul unitar fără TVA din 50.000? Mă faceți matematician acum. Nu, ați făcut dumneavoastră, am uitat în CV-ul dumneavoastră, aveți aici la studii, sunteți Executive Master of Business Administration. Ați făcut chestiunea. Nu matematician. Nu, dar vreau să vedem o factură, domnule Bot. N-am completat niciodată o factură, am zis că n-am făcut afaceri. Eu sunt aici manager și nu fac aritmetică. Dar dacă eu fac o factură proastă și vin mâine la dumneavoastră și zic... Nu, eu o controlez, domnul Turcescu. O controlează cei care se ocupă cu asta. Dar de unde știți să-i spuneți inspectorul ăla că a fost tâmpit când n-a văzut o factură fiscală că era falsă, dacă dumneavoastră nu știți cum arată factura? Eu nu spun inspectorului că a fost tâmpit că n-a făcut o factură fiscală proastă. Eu mă uit la... Domnul, dar știți să completați o factură fiscală? Știu să completez o factură fiscală, dar mă pune să fac chestii de aritmetică. Vedeți-mă că nu e punctul meu tare. Spuneți-mi, vă rog, în primele luni de mandat, ce ați făcut dumneavoastră personal pentru cei care vă votă? N-am reușit să fac mai nimic, un singur amendament pentru primăria capitalei în vederea trecerii de la autoritatea, stați un pic să mi-aduc aminte că a trecut ceva timp, pentru satul francez, având în vedere că societatea Buic nu au reușit să-și plătească datoriile și nu au terminat investiția la timp, această investiție și, mă rog, modalitatea de plată către Avas a ratelor, mă rog, deci asta s-a fost făcut dată pe plată spre alte, ca... Pe vremea guvernării Năstase. Am înțeles, doamnă. Dacă mai puteți să-mi spuneți ce ați făcut în aceste prime luni de mandat pentru integrare, dacă personal, ca parlamentar,
Ce considerați noastră că ați făcut pentru integrarea României în Uniunea Europeană? M-am zbătut foarte tare ca agenția veterinară să nu treacă sub, în subordinea Ministerului Finanțelor, Ministerului Agriculturii și n-am reușit. Adică n-ați făcut nimic, practic. Da, eu m-am zbătut, dar nu. Votul majorității... De câte ori ați vorbit de la tribun? De două ori. Mi-am susținut amendamentul. Pentru că știți pentru ce expresie sunteți celebră în Parlament. Ciocul mic, noi suntem la putere. Mă rog, dumneavoastră n-ați putut, ați redat atunci numai o parte din discuție și noi ne aduceam atunci aminte cum PSD-ul ne comanda să avem ciocul mic, da? Și eu doar am specificat că acum voi trebuie să aveți ciocul mic, că noi suntem, da? Dacă ar fi să vă acordați o notă de la 1 la 10 pentru activitatea de parlamentar, care ar fi aceasta? 2. O să vedeți o poveste cum n-ați mai auzit. E, veți vedea că de asta dată romanticul nu exagerează deloc. Ea, Eugenia, tânără neprihănită și credulă, s-a măritat cu Maricel Ciobanul. Oașca bătrână Casandra, mama soacră, s-a dedulcit la carne tânără și s-a închicit că Maricel, ginerele, o iubește doar pe ea, că aia mică nu-i coaptă încă. Maricel. Știi că te-am iubit, te iubesc. Orice s-a întâmplat, ești din sufletul meu. Vreau să am o familie fericită cu tine. Te rog, întoarce-te la mine. Ești din... Primul bărbat pe care îl iubeai ești tu. Te rog, din toată inima și sufletul meu. Ajută-mă și vină cât de urgent la mine. Vreau să fii fericită, o viață lângă mine. Marcel... Gândește-te bine ce faci și sper să te întorci la mama, că cu mine nu mai e nicio șansă. Maricel, pe de altă parte, soțul celei mici, nu vrea pe hotoroagă, dar s-ar întoarce la asta necoaptă, care în ruptul capului nu vrea să se mai împace cu el, că de îl iubește măsa. Deci e un fel de tată, iar ea lui e și soție și fată vitregă. Dracu să le pieptere de emisiuni, că ne îndobitocesc de tot. Aici pe Maricel, doamnelor și domnilor. Mergem la el să-l întrebăm care-i drama vieții lui. Maricel! Lasă-mă prin pașii! Sunt de la emisiunea Din Dragoste, bre! Lasă-mă prin pașii! Am venit să te întreb, bre, că niște lucruri. Vii la noi în emisiune? Lasă-mă prin Maricel! Pașii! Maricel! Lasă-mă prin pașii, bre! Ar fi bine, dragă Maricel, să vii de bunăvoie la noi în emisiune, la Din Dragoste, bre, să ne spui drama vieții tale. Mircea Radu, bre, am crezut că iernesc de la trădată în dragoste. Nu, ai dreptate să știi. Foarte bine îmi pare să te văd, până nu lasă ce ne au să intrăm în viețile oamenilor. Deci vine emisiune. Păi, bre, Mircea, viu, cum să nu viu, să mă vadă gagișile, bre, viu. Hai. Haide, doamne, ce m-am speriat. Iată-l avem alături de noi, doamnelor și domnilor, pe Maricel. Aplauze! Sigur că da. De meserie cioban, el este iubit de două femei. Iată-l în această seară pentru dumneavoastră, Casandra și Eugenia. Bine-mi pașii, bine-mi pașii. Maricel, cât te iubesc! Vino acasă să mâncăm pui la rotisor și să ne uităm la telenovele și după aceea să te iubești cu fiii mea. Eu din pui și păsările nu mă ating, că e gripa aviară, să știi. Așa e, mine, nu trebuie niciun cocoșel, că n-am chef să mă îmbolnăvesc. Prea târziu, să știi, prea târziu. Dar, Maricel, lumina cataractă ochilor mei, te iubesc îngrozitor. Dar, nu, că tu ești îngrozitoare, să știi. Ești urât, ești proasă, sfărui noaptea, pe deasupra te mai muși la filmul ăla cu Secretele Mariei și nu știi nici să faci o invaziune fiscală ca lumea. Deci, Maricel, fii responsabil. Pe cine alegi? Acum, domnul Mircea, prea, ce să vă spui? Eu m-am plictisit și de Casandra, și de Eugenia, și de oaia mea, Miorița, asta, pardon. Eu nu le-am iubit niciodată, să știți. Eu am iubit-o pe bunica. Bunica bate toba, bunica bate tare, bunica face sex cu ciobanul casa mare, bunica bate toba, bunica bate... Vai, mamă! Vai, bunica! Lucrețea, te iubesc atât de mult, te iubesc! Ce faceți, mă? Maricel! Tu mă înșeli, mă! Îți trebuie prospătoră! Vai, mamă! Vai, bunico! Vai, străbunico! Păi cine credeai că e? Tutankamon, mă! Ușor! Tutankamon! Ușor!
mulahul săbac dezvăluie viața plină de suspans a mascaților care se confruntă cu găinarii de la marginea mahalalelor. Și ca să vedeți ce pericole înfruntă polițiștii în aceste zone minate, priviți cu atenție următoarea scenă de coșmar. Are să-i să mor cu taxi. Să mor cu taxi. Hauleu, să-mi sare ochii din cap să băhule, dacă n-avea hoașca izvor de lumină tre craci. Să vină cavalerul Gigi să-și ia lumina de sub fustele supernovei. Are să-i să mor cu taxi. Războinic al luminii își păstrează mereu inima neîntinată de sentimentul lui. Cum vine asta? Adică, cum vine asta? Adică, exact cum scrie vine asta. Nu mai vreau să mai dăm explicații cum vine asta. Oamenii zic că este nebun sau trăiește într-o lume de fantezie. Lașii își construiesc în cele din urmă zidurile propriei lor închisori. Războinicul luminii își proiectează gândurile dincolo de orizont. Știe că dacă nu va face nimic pentru lume, nimeni altul nu o va face. Asta e Gigi Becali. De asta spuneți dumneavoastră. Se angajează în lupta cea bună și ajută pe ceilalți, chiar dacă nu înțelege exact de ce. Nici eu nu înțeleg de ce. E inima mea. E pleacă din inimă. Adică e inima mea milostivă. M-ați înțeles, domnul Deaconescu. Și cartea asta, bine, acum ce îmi spune sinul meu? Când mi-a spus și ăsta, tot lontan, nu știu ce trebuie acolo, alchimistul, când, nu știu, dar mi-a spus sinul meu, băinașule, tu să citești alchimistul acolo, să vezi, să regăsești tu. Mi-a spus, acum vreau să citesc alchimist. Cine e nașul, care e nașul? Un fiind al meu de la Constanța. Care fiind? Ah, un fiind al meu de la Constanța. Milionar și el. Și președintele partidului. Meu, și mi-a zis, nașule, tu citește, că am auzit că am auzit Războinicul luminii, Războinicul luminii. Într-adevăr, e o carte impresionantă, e mișto, zice, dar tu să citești alchimistul, zice, dacă tu vezi alchimistul, zice, tu exact acolo te regăsești. Și Tolontan ce vă spune? Că dacă o să apucă de pe care să citească alchimistul și nu știu ce, încă nu știu ce cărți, nu știu ce, zice, ce ne facem? Adică era un fel de luat la mișto. Da, problema lui Tolontan. Dar acum, apropo de asta, de declarația lui Tolontan, cum să vă zică presa? Ursul nu, domne, sau războinicul lumii? Nu, domnule, sunt războinicul lumii acum, nu mai sunt urs. Nu mai văd, ce urs? Războinicul lumii. Păi aici m-am pregătit eu exact tot ce e acolo în cartea aia, că mă întrebam de ce. Și toate răspunsurile despre mine le-am găsit în cartea asta. De ce? Pentru că ăsta sunt eu. A, uite cum scrie, uite, fii atent. Bravo. Păi scrisul meu, vezi ce scrie aici? Ce scrie? Ce scrie? Facă-te voia ta, Doamne. Sau. Adică, semnătura despre mine, adică. După ce am citit cartea asta, am spus, Gigi, viața ta în mâinile Domnului, să facă ce vrea cu mine. Eu nu mi-am folosit prea mult. Că n-am studiat prea mult și nu ne-am folosit prea mult capul. Că eu mi-am foarte odihnit. Eu am făcut, de exemplu, eu am făcut o encefalogramă, de așa, așa, și mi-a spus că am creierul exact ca copii. Adică, că se spune că la vârsta asta trebuie să fie o diferență, nu știu cum, la cred, scleroza aia care toată lumea o are. Da. Și a zis că la mine nu e. La mine adică... Odihnit, da. Mă, n-am un pic de scleroză. Orice primar sau preot din cel mai îndepărtat cot al țării... Colț al țării. ...țin de un minut dacă apele amenință localitățile, astfel încât populația să fie... Populația, limbă împleticită ce ești. Și tot de la Găbița Vrânceanu, Firea, vine un concurs foarte special. La finala concursului, unui concurs desfășurat pe pista aeroportului din Craiova. Bravo, Găbița, și acum de sărbători să nu te duci la logoped în vizită, că ne lași la anul fără obiectul muncii. Așa cum spune tradiția, credincioșii vor pleca după miezul nopții cu lumânări aprinse, vestind astfel nașterea Domnului Iisus. Doamne ferește, iată că inepția este și scrisă. Gabi, stimați obositori, de pas sărbătorim învierea lui Iisus, cea mai importantă zi a creștinătății. Nașterea se sărbătorește în decembrie, de Crăciun. Așa cum spune tradiția, credincioșii vor pleca după miezul nopții cu lumânări aprinse, vestind astfel nașterea Domnului Iisus Hristos. Competiția a fost una plină de fair play, nu s-au înregistrat faulturi, huiduieli sau agresări ale arbitrilor, doar scântece scurte și cereri insistente ale biberoanelor și jucăriilor. Șase soldați pakistanezi. Cum te-ai despărțit de marile tale iubiri? Meiul nu este deloc un dulce copil care ascultă de dezmierdături. Șoferul unui camion a intrat în grijă de pe marginea șoselei.